Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a explicat că pensiile speciale ale deputaților și senatorilor sunt de fapt o indemnizație pe care parlamentarii au introdus-o și pe care tot ei pot să o elimine. Din acest motiv, acesta crede că atacarea la Curtea Eliminării Pensiilor Speciale nu are nicio șansă. Când au făcut legea în 2006, nu i-au spus pensie. I-au spus altceva. Dacă era pensie, puteam să discutăm și de constituționalitate. Dar asta nu este o pensie. E o indemnizație. Este o indemnizație. Și indemnizațiile acestea, statul le plătește când are bani și nu le mai plătește când nu mai are bani. N-are ce să facă Curtea Constituțională aici. Mai ales că este vorba despre parlamentari. Ei și-au dat această indemnizație, ei și-au luat-o. Astfel, fostul președinte al Curții Constituționale nu crede că legea ar putea fi blocată de CCR. Am citit și eu proiectul de lege, am văzut cum l-au adoptat. Nu văd ce ar putea să fie. Dacă ar fi așa cum se spune, că am auzit că spun unii că nu se poate, că legea retroactivează. Nu retroactivează, pentru că nu le iau banii care i-au primit până acum. Doar nu le mai dau de acum încolo.